Povestea creionului. A fost odată un creion ce se simțea foarte singur. Era bine ascuțit, dar dintre toate creioanele din cutia lui, numai el nu putea să scrie. Nu reușea să lase nicio urmă pe foaie și copiii îl dădeau de colo-colo, fiindcă nu era bun de nimic. Odată, creionul nefolosit îl întrebă pe cel cu vârful galben. Cum este când desenezi? Îți place? Iar creionul galben îi răspundea fericit. Da, îmi place mult! Aș desena toată ziua numai raze de soare. Apoi creionul nefolosit îl întreba pe cel roșu. Dar ție, ce-ți place să desenezi? Mie îmi plac la nebunie. Inimioarele, acoperișurile de case și petalele de flori. Creionul albastru se lăuda cu cerul și cu marea, pe care le colora ca nimeni altul. Cel maro ajuta la înălțarea copacilor și, fiindcă era foarte bun prieten cu cel verde, îl chema să-l ajute la frunze. Creionului portocaliu îi plăceau doar portocalele coapte, pe care le agăța în toți copacii, în vreme ce creionul negru venea din urmă, apăsat ca un frate mai mare și făcea câte un contur de toată frumusețea, acolo unde era nevoie de el. Numai creionul nefolosit nu-și găsea rostul și suferea când celelalte plecau la plimbare, pe hârtie atât de albă. Într-o zi, însă cum stătea cu ochii închiși, să nu mai vadă că e singur, se trezi că cineva îl ridică și îl strânge cu grijă între degete. Era atât de emoționat, așa că lăsă mâna aceea de copil să facă ce vrea din el. Iar i-a făcut, pe o foaie neagră, pe care celelalte culori nu se vedeau, mai întâi un fulg, apoi un bulgăre și un minunat om de zăpadă. Vedeți, dragii mei, fiecare și are rost în lume. Trebuie doar să avem răbdare să-l aflăm.